Este ora 13, bună ziua, vă mulțumesc foarte mult că ați ales să ne urmăriți. Readucem în atenție astăzi o categorie de boli mai greu de diagnosticat și mai puțin cunoscute de publicul larg. Vorbim despre bolile rare și nu întâmplător, pentru că mâine este ziua mondială a bolilor rare, prilej cu care dorim să atragem atenția asupra conștientizării acestor afecțiuni. În acest sens vom încerca să aflăm de la invitații noștri care este stadiul în care se află politicile în acest domeniu în România. Permiteți-mi să vă prezint invitații mei de la această oră. În platou, cum deja v-am obișnuit, medicul Nicolae Fotin, medic epidemiolog și specialist în politici de sănătate publică. Bună ziua, vă mulțumesc tare mult pentru prezență. O salut și pe profesor universitar dr. Emilia Severin, este profesor la Departamentul de Genetică al UMF Carol Davira. Bună ziua, vă mulțumesc tare mult că sunteți alături Bună de noi. Bună ziua și eu vă mulțumesc. De asemenea, este în legătură telefonică directă cu noi și președintele Alianței Naționale pentru Boli Rare, doamna Dorica Dan. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Prin Skype, doamna Dorica Dan este alături de noi. Bună ziua, vă salut! Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag! Eu sunt Aneta Sângiorzan, începe chiar acum 360 Medical. Și începem direct dezbaterile. După cum vă spuneam, am mai discutat în alte emisiuni despre faptul că multe dintre bolile rare sunt mai greu de diagnosticat pentru că mulți medici nu au cunoscut poate cazuri în cariera lor sau pacienții nu suspectează că ar putea avea o astfel de afecțiune. V-aș întreba, doamna profesor Severin, ce rol au genetica și genomica în diagnosticarea bolilor rare? Bună ziua din nou, vă mulțumesc pentru întrebare. Este o întrebare, ați formulat o întrebare foarte complexă. Spun asta pentru că, în primul rând, v-ați orientat către o întrebare care vizează o problemă majoră a bolilor rare, și anume călătoria pentru obținerea unui diagnostic de certitudine, a unui diagnostic de acuratețe. Și a doua nuanțare pe care ați făcut-o, diagnosticare genetică și genomică, pentru că în limbajul curent cele două noțiuni sunt, cei doi termeni sunt interșanjabili, genetică sau genomică. Am să încerc să fac această nuanțare pentru cei care ne ascultă și sunt mai puțin familiari cu cei doi termeni. Și genetica și genomica practic vizează materialul genetic, ADN-ul unei persoane. Fiecare dintre noi suntem unici și instrucțiunile după care e scris cum vom arăta și cum vom funcționa se găsesc în acest limbaj chimic al ADN-ului. De ce facem legătura între genetică, genomică și bolile rare? Pentru simplul motiv că majoritatea acestor boli implică o cauză genetică, respectiv genomică, diferența făcându-se în testarea genetică și genomică prin numărul de gene, respectiv de gene și zone intergenice de la nivelul programului genetic al fiecăruia dintre noi. Întotdeauna diagnosticarea bolilor rare se pleacă de undeva, și anume de la manifestările, de la simptomele pe care le are pacientul, care prima dată se duce fie la medicul de familie, fie la un medic specialist care are legătură cu manifestarea clinică și este nevoie de un diagnostic clinic. În urma acestui diagnostic clinic și a unor investigații paraclinice, medicul respectiv va formula o supoziție, va avea o anumită suspiciune pentru un anumit diagnostic. Acesta fiind diagnosticul clinic, deci bazat pe semnele și simptomele pe care le prezintă pacientul. Numai că în spatele acestor manifestări clinice, de regulă, se găsește o cauză. Și aici intervine diagnosticul genetic și genomic.
aflând cauza reală a acelui tablou clinic, poți să știi cu certitudine ce tratament există disponibil la ora actuală pentru pacientul respectiv. Testarea genetică analizează porțiuni, să spunem, fragmente de ADN care sunt implicate în expresia unor caractere, a manifestărilor noastre, caracterele vizibile. Deci, practic, analizează, cercetează secvența de nucleotide pentru acele fragmente de ADN care exprimă un anumit caracter. Dacă vorbim de diagnosticarea genomică, în genomică analizez și aceste fragmente mai mici de ADN, dar atunci când se investighează întregul genom, acea secvențiere a întregului genom, poți să vezi mult mai mult, să citești mult mai mult din instrucțiunile de dezvoltare ale acelui pacient, găsind nu numai în aceste gene care se exprimă, care conferă acele manifestări clinice specifice unei anumite boli, găsești și interrelațiile, modul cum funcționează și exprimarea lor la nivel global. Din acest motiv, testarea genetică și genomică se poate face această distincție. În bolile genetice sunt rare, sunt multe. Nu multe dintre ele, mă refer la mii când vorbesc multe, deci termenul acesta se referă la câteva mii de boli. Câteva mii dintre aceste boli au o cauză cunoscută și atunci testarea genetică este țintită. Știi care este acel fragment de ADN care, prin modificare, poate să exprime anumite manifestări, faci corelația între aceste două componente. În genetică se numesc fenotipul, deci ceea ce vedem, manifestările clinice, expresia acelor modificări, o vezi, este vizibilă, și ceea ce se citește este genotipul. Deci aceste corelații se pot face pentru bolile care sunt cauzate de o singură genă. Sunt bolile monogenice, sunt bolile studiate. În genetică se vorbește despre ereditatea simplă a acestor boli, pentru că ele se supun unor legi deja cunoscute de foarte multă vreme, legile lui Mendel. Am înțeles. Atunci însă când bolile, când nu cunoști cauza acelei boli, trebuie să investighezi, să cauți. Și căutarea se face în etape, totdeauna pornește la acea suspiciune despre care v-am vorbit. Și trimiți la medicul genetician care poate să aleagă, aici este marea problemă, e nevoie totdeauna de un medic genetician. Absolut. Pentru că el știe să orienteze diagnosticul, să orienteze cercetarea către acele teste și disponibile. Foarte multă lume și pacienții, dar și medicii se plâng de această perioadă lungă de timp în care se pune un diagnostic. Aș vrea să întreb pe doamna Dorica Dan, să o rog să ne prezinte cum stă România în acest moment în materie de boli rare, care ar fi capacitatea instituțională, care este capacitatea de diagnostic. Știm, cum spunea și doamna profesor, că sunt mii de boli rare cunoscute, undeva în jur de 6.000, dacă nu mă înșel. V-aș întreba câte dintre ele pot fi diagnosticate cu adevărat în România și în ce proporție, doamna Dan? În primul rând, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Dacă este să vorbesc despre capacitatea instituțională în România, trebuie să mă refer la progresele care s-au făcut în ultimii ani datorită Planului Național de Boli Rare, care a fost inclus în Strategia Națională de Sănătate Publică în 2014. Au fost acreditate 31 de centre de expertiză pentru boli rare și pentru diverse clastere de boli. Aceste centre de expertiză, aproape jumătate, sunt membre în rețele europene de
referință, deci atunci când nu există un răspuns, pentru că boala este atât de complexă, încât nu avem un răspuns sau un expert care să poată să pună un diagnostic, acest caz poate fi discutat sau se poate cere o a doua opinie în rețelele europene de referință din care aceste centre fac parte. Apoi avem 6 centre regionale de genetică medicală care au fost acreditate prin ordin de ministru și către care putem să transmitem cazurile pe care le întâlnim în viața de zi cu zi. Asta din punct de vedere al infrastructurii. Numărul de specialiști care se ocupă de bolile rare este în continuare prea mic, iar diagnosticarea este în continuare întârziată. Pacienții petrec cu adevărat o odisee până când ajung la expertul care poate să pună un diagnostic sau până când un specialist bănuiește despre ce este vorba și îl trimite către centru de expertiză. Nu pot să vă spun câți pacienți avem diagnosticați sau câți ar trebui să fie diagnosticați decât conform statisticilor internaționale, pentru că în continuare în România, cu toate progresele înregistrate, nu avem un registru național de boli rare. Iar acest lucru este esențial pentru anii care urmează și sperăm să se întâmple acest lucru. Altfel, toate aceste progrese nu pot să... Dacă nu avem dovezi, nu avem cum să dovedim, cum să arătăm că am progresat în acest timp. Cam atât. Da, o să revin la dumneavoastră, bineînțeles, doamna Dorica. Vă rog, vreți să completați cu ceva? Da, aș vrea să completez. Ați întrebat ce se diagnostichează în România. Trebuie să vă spun un lucru. În bolile rare, nicio țară nu poate să le rezolve singură. Sunt probleme atât de mari încât și pacienții sunt atât de puțini încât nu e posibil ca să avem experți pentru toate cele 7.000 de boli rare și câte se vor mai descoperi. Deci, ca atare, timpul este foarte lung, dar s-a scurtat pentru că trebuie să învățăm să citim. Biotehnologiile ne spun cum este scris acel program genetic al fiecărui pacient, al fiecăruia dintre noi. Dar trebuie să știm și e un număr imens de date care trebuie prelucrate de bioinformaticieni. Trebuie să-i formăm și pe ei. Nici Statele Unite nu pot să rezolve probleme având o tehnologie și specialiști mult mai mulți decât noi. Deci, din acest motiv, este nevoie de multidisciplinaritate și de conectare, de rețele între țări ca să poată rezolva diagnosticul și tratamentul. Și pe plan intern este nevoie ca lucrurile să arate într-un anumit fel. Domnule doctor Fotin, știm că în Uniunea Europeană există un proiect, că UE are un proiect pentru bolile rare. V-aș întreba ce ținte ar trebui să atingem noi ca țară în materie de boli rare? Ce ne lipsește? Discuțiile despre boli rare la nivel european au început de mult și proiectul la care vă referiți face de fapt o evaluare a progreselor implementate în diversele strategii naționale și s-a ajuns la concluzia că este nevoie de mai mult pentru că ar trebui să reluăm câteva date statistice. Există la nivel european un regulament încă din 2000 care a favorizat progresele despre care vorbea doamna Dorica Dan prin recomandarea adresată statelor membre de a dezvolta aceste strategii naționale care să fie cumva integrate cu cea europeană. Dar cu toate acestea, toate aceste progrese sunt în momentul actual limitate la faptul că doar o parte din pacienții diagnosticați cu acele mii de boli rare, cu una dintre acele mii de boli rare, beneficiază, de exemplu, și de tratament. 95% dintre persoanele cu boli rare nu au un tratament țintit, etiologic.
pentru boala respectivă. Pe urmă, cum spunea doamna profesor, aproximativ 80% dintre bolile rare sunt de proveniență genetică. Sunt necesare suplimentar programe de screening, programe de cercetare, inclusiv naționale, care să depisteze acești pacienți. În acest context, începând cu anul trecut, dacă nu mă înșel, cu 2021, exista mai multe acțiuni, inclusiv la nivelul Parlamentului European, care a solicitat revizuirea normativelor, actelor normative în vigoare și necesitatea de a exista la nivel european un plan de control care să fie elaborat până în 2023 și care să genereze startul pentru o nouă abordare în acest domeniu. După cum spunea doamna Dorica Dan, au fost făcute progrese inclusiv în România, plecând de la zero în domeniul bolilor rare. Iată că astăzi putem vorbi de centre de expertiză. Sigur, sunt mai necesare mai multe să fie acreditate. Vorbim de un acces la tratament, deși și acolo sunt aspecte care trebuie musai să fie îmbunătățite. Dar în acest context, planul pe care Comisia Europeană îl va implementa pleacă de la 8 recomandări pe care asociațiile de pacienți, mediul academic, legiuitorul european le-a stabilit ca fiind necesare a fi implementate pentru a îmbunătăți viața acestor pacienți. Plecând de la cercetare, dezvoltare, pentru că spuneam că 95% dintre boli nu au un tratament etiologic, continuând cu îngrijirile care trebuie să fie integrate și axate pe pacient, implicarea asociațiilor de pacienți în procesul decizional în ceea ce privește bolile rare, tratamentele care ar trebui să fie accesibile și în mod unitar disponibile la nivel european și multe alte aspecte, că nu vorbim doar de acces la tratament, vorbim de pacienți cu niște patologii care necesită suport integral, inclusiv în ceea ce privește reinserția, reintegrarea socială. Suportul trebuie să fie nu doar din perspectiva sănătății, dar și din perspectivă socială. Prin urmare, recomandările Comisiei Europene este de a se continua elaborarea acestor planuri naționale centrate pe aceste recomandări. Și parte din progresele menționate de doamna Dorica Dan au avut ca substrat dezvoltarea unui astfel de plan și care, din fericire, a fost integrat în Strategia Națională de Sănătate. Vă propun să mergem într-o foarte scurtă pauză, după care, cum stăm din punct de vedere al accesului la tratament al pacienților în România, a ridicat puțin această problemă domnul doctor Fotin și o să vedem și de ce avem un număr atât de mic de pacienți diagnosticați cu boli rare în țara noastră, care ar fi principalele probleme. Revenim în câteva minute. Continuăm discuția noastră despre bolile rare. Vă reamintesc în contextul în care mâine este marcată Ziua Mondială a Bolilor Rare. Doamna profesor Severin, le promitam telespectatorilor că vom discuta după publicitate despre cum stăm din punct de vedere al accesului la tratament al pacienților și ce s-ar putea face pentru îngrijirea integrată a acestor pacienți. Da, ați sesizat foarte bine această nevoie specială a pacienților cu boli rare și anume acest management integrat al bolilor rare. Din păcate, pacienții cu boli rare sunt sub, să spunem, umbrela Ministerului Sănătății, partea medicală, sub umbrela Ministerului Muncii și Protecției Sociale pentru îngrijirile sociale și sub protecția învățământului Ministerului Educației. Acestea sunt nevoile de management integrat al bolilor rare. Din păcate, în România sunt trei ministere, trei bugete diferite și unul dintre obiectivele planului nostru național de boli rare este să armonizăm legislația Ministerului Sănătății cu a Ministerului Muncii și a Ministerului
Ministerului Educației în privința managementului integrat al pacienților cu boli rare. Este o mare dificultate, să știți, această problemă și trebuie să o rezolvăm într-un fel. Există deschidere din partea tuturor ministerelor, dar foarte greu de pus în practică. Ar fi un beneficiu pentru pacienți. Aș întreba-o pe doamna Dorica Dan, de ce avem un număr atât de mic de pacienți diagnosticați cu boli rare în România? Care ar fi principalele cauze? Evident că principala cauză este multitudinea de boli rare. Faptul că există între 6 și 8 mii de boli rare diferite face foarte dificil procesul de diagnosticare. Este greu să ne imaginăm că un specialist le-ar cunoaște pe toate. Și de aceea, pe lângă faptul că sunt multe, sunt boli complexe care pot afecta mai multe organe și sisteme, și atunci de foarte multe ori nu se știe încotro să se îndrepte pacientul către ce specialist, la ce specialist să meargă. În România, 50% din populația țării locuiește în mediul rural și nu au acces la servicii medicale sau sociale. Este foarte dificil pentru acești pacienți. Apoi nu există specialiști decât în centrele universitare. Sunt puțini și câteodată cu jumătate de normă. Ordinul prin care se prevedea angajarea unui specialist în genetică medicală în fiecare spital județean este în continuare ignorat, în sensul că spitalele județene nu au angajat geneticieni. După ce a apărut acest ordin în centrele de pregătire, în această specialitate au fost solicitate multe locuri, sperând că acești specialiști o să-și găsească un loc de muncă, dar majoritatea au plecat din țară sau s-au angajat în spitale private. În această perioadă lucrează mulți în privat pentru testarea PCR pentru SARS-CoV-2. Dar ce se va întâmpla după această perioadă nu știm. Apoi, Ministerul Sănătății nu putem spune că au adoptat centrele de genetică. Sunt câteva centre care sunt dotate și pot oferi testare genetică gratuită datorită parteneriatului cu universitățile de medicină care au avut proiecte și care și-au asigurat laboratoarele cu capacitate de diagnostic. Sunt specialiști puțini, nu avem peste tot capacitatea de diagnostic pe care ne-o dorim, adică infrastructura adecvată și nu avem, în primul rând, nu avem un program național de testare genetică. Acest lucru lipsește. Evident că nu toate bolile rare sunt boli genetice, dar majoritatea sunt boli genetice și este nevoie, pentru un diagnostic de precizie, e nevoie de testare genetică și avem nevoie de un program național de testare genetică. Absolut. Și în cazul în care ar exista, s-ar scoate câteva necunoscute, multe în anumite cazuri din această ecuație a diagnosticului. Da, vă mulțumesc tare mult, doamna Dorica Dan, doamna profesor Emilia Severin, pentru prezența în emisiunea de astăzi. Trebuie să mai luăm încă o scurtă pauză, după care revenim la concluzii cu domnul dr. Nicolae Fotin. Am revenit în direct la discuția noastră despre bolile rare, în contextul în care, vă reamintim, mâine este marcată Ziua Internațională a Bolilor Rare. Suntem în ultima parte a emisiunii și, cum deja v-am obișnuit, tragem concluziile. Aș vrea, domnule dr. Fotin, să vorbim despre Planul Național pentru Boli Rare, adaptat la nevoile zilelor noastre, despre care se tot discută. Care ar fi principalele beneficii ale unui plan adaptat la ceea ce au nevoie astăzi pacienții cu boli rare? Așa cum am văzut, România a avut un plan integrat care a adus niște beneficii acestor pacienți. Sigur că următorul plan, care ar trebui de asemenea să fie partea următoarei strategii de sănătate a României pentru perioada 2021-2027, iată că suntem în 2022 și înțeleg că este în proces de finalizare a strategiei pentru a fi aprobată, desigur că ar trebui să cuprindă nevoile pe care de altfel le-am auzit de la distinsele noastre invitate,
plecând de la registru de boli, registru electronic de boli rare, care să cuprindă datele pacienților diagnosticați în România, evident ar fi beneficiile legate de cunoașterea, de identificarea nevoilor, de posibilitatea că atunci când cunoști acești pacienți concret și tipurile de boli de care ei suferă, să poți estima bugetele Ministerului într-un mod predictiv și nu numai vorbind de medicamente, dar și de celelalte părți în asigurarea acelui management integrat de care vorbea doamna profesor, respectiv partea socială sau de educație. Alte nevoi pe care ar trebui să le acopere planul, sigur că ar trebui să rezide din cele 8 recomandări despre care vorbeam și să fie adaptate nevoilor din România. Necesitatea asigurării tratamentelor în timp util. Încă ne confruntăm cu întârzieri în asigurarea medicației necesare de la data identificării, autorizării unui produs sub media europeană de timp în care și pacienții din România ar trebui să aibă acces la medicamente. Dezvoltarea programelor de screening prenatal în rândul familiilor cu anumite riscuri, iarăși despre care doamna profesor a menționat. Beneficiile ar fi evidente, pe lângă identificarea în timp util a celor pacienți care dezvoltă astfel de patologii. Creșterea nivelului de resurse umane. Auzeam de la Dorica Dan că nu sunt atâtea resurse și în ceea ce privește resursa specializată, medici, specialiști, asistenți comunitari care să asigure suport acestor pacienți. Deci planul următor ar trebui să adune aceste nevoi, să le stabilească indicatori de implementare și lucrurile să se întâmple. Și poate puțin mai multă atenție asupra populației din mediul rural. Acolo, strategia națională de sănătate ar trebui să cuprindă prevederi dedicate, nu numai din perspectiva bolilor rare, pentru că nevoia de servicii de sănătate în mediul rural este mult mai amplă decât asigurarea acestei categorii de boli rare. În mediul rural, cum spunea și Dorica Dan, avem zone neacoperite de medici, inclusiv de familie, nu avem asistenți comunitari puțin, deci nu numai bolile rare ar trebui să beneficieze în strategie de o abordare dedicată, ci toate bolile. Mulțumesc tare mult, domnule doctor Fotin, pentru prezență. Ne revedem săptămâna viitoare cu un nou subiect. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit, stimați spectatori. Nu înainte însă de a vedea care au fost cele mai accesate știri de pe platforma 360medical.ro din această săptămână. Profesorul dr. Cornelia Bala, președintele Asociației Române de Educație în Diabet, a explicat într-un interviu acordat 360medical.ro care este importanța diagnosticării timpurii a neuropatiei periferice simetrice distale, cea mai frecventă complicație microvasculară a diabetului. Circa jumătate dintre pacienții cu diabet dezvoltă neuropatie simptomatică. Tot pe 360medical.ro puteți găsi detalii despre o reușită importantă a unei echipe de medici din Statele Unite, din care face parte și un cercetător de origine română. Oamenii de știință au reprogramat funcția unei gene cu un rol cheie în cancerul pancreatic, ceea ce poate duce la dezvoltarea unor tratamente eficiente pentru această afecțiune foarte gravă. O altă informație de interes face referire la dezbaterea Vaccinuri 360, eveniment în cadrul căruia președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice, Radu Gănescu, a pledat pentru compensarea vaccinurilor în țara noastră, măsură care ar extinde categoriile de persoane imunizate. Toate detaliile și despre acest subiect le găsiți, bineînțeles, pe platforma 360medical.ro. Eu sunt Aneta Sângiorzan, vă doresc să aveți o zi excelentă în continuare la Fix Talk B1 cu Irina Petraru. Pe mâine!